Salutare prieteni și bine v-am găsit la un alt videoclip. Astăzi sunt împreună cu Marina și Corinti. Ei sunt noi mei prieteni. I-am întâlnit aici în Glasgow. Fac parte din European Project Semester și astăzi avem o temă de la profesorul nostru. Sper să mă și auziți pentru că bate vântul și nu mi-am luat GoPro cu mine. Avem de găsit câteva obiective turistice din Glasgow și avem o oră și jumătate la dispoziție până acum. Trebuie să le găsim și pe următoarele. Nu contează cum, putem întreba lumea sau putem folosi internetul. Hai să vedem ce se iasă. Sunt îndeplinită, acesta este cel de-al doilea obiectiv. Uitați-l aici. Bate vântul foarte tare și sper să se audă ceva și încerc scuze pentru foaia mea care se mișcă așa. Oh, here it is. So, here's George Square. We should go there and then the gallery of modern art. This is where the horse is. A, bine, mă, bine, mă. Uite, ce faci? Stai aici plăpând, singuratic. Așa ceva. Hai să facem poza. După părerea mea, este aproape imposibil să găsești 29 de locuri într-o oră și jumătate. What do you think about 29 places in 1.5 hours? You don't have to do that more. It's a little bit short, yeah. I think so, it's a little bit short. Momentan avem doar 3. Ne-au mai rămas încă 26. Doamne, doamne, dar ce avem noi aici? Ia uite pe aia. Ia uite pe aia. N-ai cum altfel. Ok. Ce scrie acolo? Welcome to Queen Street. Oh, uite. Măcar atât. Nu înțeleg de ce au făcut pozele astea așa de depărtate una de alta, locațiile astea. Bănuiesc ca să învățăm orașul și o idee foarte, foarte bună. Ar trebui ca fiecare grup și din fiecare țară să facă treaba asta, pentru că astfel înveți mult mai ușor și ți-aduci aminte mult mai bine. Da. Da. Înveți mult mai bine locurile și îți rămâi și fixat în cap. Am văzut ceva frumos în depărtare și seamănă cu căpușorul ăsta de leu de aici. Ia uitați-l. Uitați-l acolo. Ca să facem poza cu el trebuie să stăm în genunchi și o să facem poza de jos așa ca să-i prindem nasul, pentru că după cum vedeți are nasul puțin în vânt așa la fel. Da. No, actually, noroc cu Marina că a văzut de la distanță cum stă soldățelul ăsta aici. Uite, după cum vedeți, stă cu sabia și cu pălăria în mână. Stați să caut imediat și poza să vă arat. Cred că niciodată nu mi-aș fi dat seama că poza aia este statuia asta. Unde e? Uitați-o aici. Da. Vedeți ce înseamnă lucru în echipă? Asta înseamnă să fii ambițios. Pot spune că urăsc vremea de aici, a început să plouă. Nici măcar nu avem umbrele, nu avem nimic. Profesorul ne-a spus să ieșim că este vremea bună. Ce să ieși că 10 minute a început ploaia. Da, na, vedem ce se întâmplă pe parcurs. Căutările merg bine, foaia este udă cât de cât. Și acum am găsit unde ești, căluțul ăsta de aici. L-avem fix în față. Mă apropii și revin. Bine lucra, căluțule, bine tu. Ia uite-l cum stă și ne așteaptă să facem poză pe el. Unde ești? Aici. Hai să facem poză. Cine putea vreodată să gândească la așa ceva? Cine? Uite cum scrie acolo. Niciodată nu m-aș fi gândit că chestia asta ar putea fi arcada de aici. Niciodată. Încă o dată trăiască Marina. Să și acolo, n-a găsit ceva. What do you find? Bătana. Oh, 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 dar ce avem în spate? Micuțul panda care de fapt este mare. Hai să facem poză. Ok. Fotografie făcută cu succes. Unde ești, ursulețule? Uite-l aici. Da.
Uite și tu unde au așezat picturile și pozele prin străduțele astea. Cine se gândea vreodată că putea să fie aici urțeletul ăsta? Nici pe ăsta n-aș fi găsit niciodată. Da? Hai să facem o întrebare. Uite, avem aici un bănuț și sigur este undeva pe jos pe aici. Să căutăm o persoană, să întrebăm, poate ne poate ajuta unde este acest bănuț. Excuse me, one question please. Can you help me please? Uh-huh. Do you know where is this coins? I think so, it's right here on the way. It's on the pavement and the bush. Ia uite. Yeah. Ia uite. It's here. Why you sleep right there? Doamna n-a știut să ne spună unde se află, dar vom mai întreba încă o dată. Am găsit și băieții somnoroși, să facem o poză din nou. Ia uite mă, bănuțul bă, era aici, mă, fix lângă statuie unde am mai făcut poză și adineauri. Nu cred așa ceva. S-a oprit și ploaia, a expirat și timpul, am găsit doar 13 locuri. 13, right? 13 place? We find, noi am găsit doar 13 locuri. Acum ne-am întors la facultate. Vrem să vedem ce au găsit și ceilalți și confruntăm, apoi ne întâlnim frumos cu proful, mâncăm pizza, chestii, nebunii și vedem câștigător. Acum ne-am întâlnit cu prima echipă, hai să vedem câte locuri a găsit. How many players do you think? 12. Deci cred că noi avem cu 1 plus, hai să vedem și restul echipelor. How many plays? 15. Oh yeah. How did it go? Great? No. Yeah. 15. Did you do them all? No. Yeah. There's one or two to that. Uite, câștigătorii. Look at it. I don't know. Just as a... Let's see. All the best things. Yeah. Oh wow, that's nice. You're ending your video. Și hai să vedem și ultima câștigătoare. Right, thanks folks, thanks very much. Let's go upstairs and... Oh, da. Fiecare câștigător a câștigat câte un bidon de apă și acum vom fi răsplătiți câte o felie de pizza, câte o pizza, de fapt, de fiecare bănuiesc și câte o băutură. Eu mi-am luat un strobo, dar fruit este o băutură super, super bună, îmi place foarte mult și din păcate se găsește doar aici, în România, n-aveam așa ceva și abia așa la bară. Acum că pizza a ajuns, voi încheia și acest videoclip. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de share, like, subscribe, iar un follow pe Instagram, mă ajută foarte, foarte mult. Ne revedem data viitoare. We'll be right back.